Salutare, pinguini și pinguine, și bine ați venit la un nou episod cu un nou joculeț, cel mai slab intro. Și am uitat numele jocului. Deci, ne jucăm Euro Truck Simulator. Mi-am făcut eu ceva pe aici, sunt pe Frankfurt dacă mă căutați. Abar n-am, nu știu, n-am jucat în viața mea jocul ăsta. Mi-am pus și eu aici, am încercat să îl imit foarte bine pe Ianis, după cum bine vedeți aici în dreapta. Da, eu zic să începem. Înțeleg, în trecut foarte multă lume încerca să mă joc Euro Truck Simulator. Că joacă-te că e fan, joacă-te că e fan. Ce e fan la asta? Că ești într-un camion, sunt niște bușteni, ai 1000 de oglinzi, astea sunt oglinzi, nu? Oglinzi, așa avem 1000 de oglinzi. Poți să mă iei pe spate, scot capul și zic multe like-uri să primim la acest videoclip. Uite, are MP3, deci avem radio. Bă, da, nu văd aerul condiționat. Stați că am dat drumul la BMW. Ăsta stai că e Mercedes. God damn it, nu mă mai joc. Și noi trebuie să conducem, nu? Oare pot să mă dau jos din mașină? Aș vrea să mă dau jos din mașină. Frână. Bă, ăsta e mișto să te joci cu un volan, cu dalea, cu schimbătoare, cu chestii de genul. Dacă merg pe constrase, se întâmplă ceva oare? Bă, nu știu cât de câte minute o să iasă videoclipul ăsta, sper măcar să scot de 5 minute, dacă o să iasă de 5 minute și voi vă uitați până la capăt, promit să mai fac încă unul de 5 minute. Cu ăla era Logan! Nu cred! Ați văzut? Ar trebui să am o discuție, nu? Adică să vorbesc ceva cu voi, nu? Sau ceva? Ce s-a întâmplat? S-a auzit ceva? Contravenție? Bă, du-te, dracu, ești nesimțit? O, frână, bled! Stai mă, trebuie să fac aici o întoarcere? Ce, m-am greșit deja? Da mă, că o întoarcem noi acum, băiți. Da, nu pot să merg cu ce viteză vreau eu? Ce joc e ăsta? Dă-te bă, că am prioritate. Ce? Dar n-am trecut pe roșu, era verde. Ni. Și. Ce căcat trebuie să apăs? Un șofer vă face față oricăror provocări, chiar și în spații restrânse. În orice caz, credeam că ar fi cea mai importantă. Dă-te, dracu. Apăs Enter. Și acum? Timp parcurs 27 de minute? Ce? Acesta este sediul dumneavoastră. Ia frate, luăm o cursă rapidă. 3.100 de euro. Nico, iau pe asta. Ok, boys, să avem încărcătoare. Mamă, am tractor în spate. Nii, bă, că ăsta are condiționat. Vedeți? Acolo, uitați, acolo jos. Și are și castofon. Nu! Handicapatule! Futu-s! Bă, l-ați văzut, mă? Bă, parcă era Frankfurt, nu București. Iar m-a dat, mă. Ia uite, mă, iar mi-a dat amendă, bă. 80 de euro. Ni! Ia! Bă, what the fuck? Oh shit, stai. Nic are și lumini. Asta e faza lungă? Asta e faza scurtă. Da, e lungă. Păi da, eu acum oare sunt multiplayer, gen... Sunt cu alți jucători sau ceva? Dude, eu chiar nu înțeleg ce e fan în jocul ăsta. Cred că normal ar trebui pentru un episod de Euro Truck Simulator să-mi găsesc ceva, un subiect de discutat. Bă, cine a rămas până aici să-i dea Dumnezeu sănătate? Nici eu n-aș rezista până la minutul ăsta. Așa că nu uita, frate, de un... să apeși pe buton drag. Poți să-i pun benzină? Dar cum îmi dau seama dacă are benzină? Ia uite, bă, care benzină. Ce? Retarder? Stai, ce? Retarder activat. Ce? Faci mișto de mine. Uite ce vine măgarul ăsta. Oh, shit. Uite, bă, era măgar. Îl vedeți, auto? Îl vedeți în oglindă? Nici că îl lasă treacă. Futu-ți fața aia. Da, unde te crezi? Merg pe două benzi. De-al dracu, mă, să nu mă depășească, frate. Nu! Tu erai. Tu-s Dumnezeu. Da! Poate mi-arată cam 2000 de euro. Oare pot să-mi iau Logan? O, am ajuns în Auschwitz. Cred că așa se pronunță. Fac și eu aici, frate, o repede oprire. Vai să moară să fac. Sper că nu te-am atins. E bine, omul din spate, nu-i problemă. Nu vă faceți. Bă, ce-i drept, e relaxant așa să stai să conduci. Nu știu, curios, chiar ați dori episoade cu așa ceva? Iar am oprit motorul. Am vrut să... Mamă, lasă panicat. Asta nu-i poliție? Bă, du-te, drecu! No, nu cred că era polițist. Uite, mă, merg cu 90. Unde le bideai de 60? Sunt rebel. Fătu-s, mă! Depășire periculoasă aici. Ce? Yo! Aici nu-i cumva în benzină? Stai să-mi aprind o țigară să văd dacă e benzină. Oh, bine ați venit la Strasburg. Oh, bine te-am găsit, frate. Parcă era vorba să merg 4 km, nu 500. Ia uite-l, mă, să vezi ce-l claxonez. Bă, du-te, dracu. Mergeați, frate. Băi, aici trebuie să fac dreapta. Dați-vă, săracilor, că trebuie să fac dreapta. Am trecut pe galben, dar n-are nimica. Dă-te, frate, un pic, ești handicapat. Ce dracu te bagi așa? Ia uitați-o pe aia, uite bună ce... Ia uite-o.
Ei, bună frumoasă. Ia uite-o. Uite-ți țara aia. Nii mă, că am ajuns, what the fuck. Nu vine să cred. Am, frate, nu pun eu. Ia fiți atent, mă, că o pun. Vreți să vedeți că îi fac parcare? Mamă, trebuie să fac cu spatele. Bă, de ăsta nu știe să stea drept. Eee. Acum am și blocat-o. Băga-mi aici piciorul. Doamne, mă, că din curs 3 ore, 4 ore. What the fuck? Ok, am făcut level 1. Ce? Bani, avarii, penalizări, avarii 190 de euro. Bă, dă banii, bă. Dragi pinguini și pinguine, sper că au fost cele mai bune, nu știu câte minute, dar cred că au fost cele mai bune minute din viața voastră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și dacă mai vreți episoade, lăsați un comentariu. Cam asta a fost, vă mulțumesc foarte mult, nu uitați de like și ne auzim la data viitoare. V-am pupat, salutare!